trei elevi care au susținut examenul de evaluare națională nu au fost înscriși la liceu în urma repartizării computerizate a absolvenților de gimnaziu. Cei trei vor putea totuși să opteze pentru un loc în următoarea etapă de repartizare, pentru care sunt alocate în jur de 250 de locuri. Repartiția computerizată. Județul Buzău a înregistrat, au fost repartizați mai puțin 3 elevi. Un elev din județul Brăila nu a fost repartizat și 2 elevi de la Buzău. Despre unul știu clar că părinții nu i-au făcut fișa de înscriere pentru că nu sunt în țară și au spus că rămân pentru etapa a doua. 2,05 este ultima medie cu care s-a intrat la liceu în acest an, fiind vorba despre un elev care s-a înscris la liceul tehnologic din Râmnicu-Sărat. Elevii cu cele mai multe note de 10 au optat pentru colegiul Bogdan Petricei cu HD-ul. Cele mai multe note sunt, bineînțeles, la Colegiul Național Bogdan Petricei cu HD-ul și urmează să primesc o analiză de la inspectorul care s-a ocupat de admitere pe fiecare școală. Următoarele două licee în ierarhia mediilor de admitere au fost Colegiul Pedagogic și Colegiul Mihai Eminescu din Buzău.